așa cum am spus și un piculeț mai devreme, este cel mai important obiectiv al municipiului Medgidia, pentru că este cel mai necesar pentru viață, normal, și a fost tratat cu atenția cuvenită, drept dovadă după 2 ani de zile de hățișuri legislative pe care trebuie să le depășim, de documente întocmite, de avize, de fel și fel de proceduri pe care a trebuit să le îndeplinim. Iată, astăzi am ajuns la momentul important de începerea lucrărilor pentru reabilitarea Spitalului Municipal Medgidia, adică proiect tehnic și execuție în aceeași lucrare. Perioada de desfășurare este de 22 de luni, tocmai pentru că spitalul trebuie să rămână în funcțiune, se va face pe module, la momentul respectiv vor colabora echipele, managerul spitalului cu constructorul. În ceea ce privește documentațiile necesare pentru a ne acoperi în forme legale, că așa este corect, suntem pregătiți. Deja după 2 ani de zile știm în cel mai mic detaliu fiecare cuvințel din acest proiect. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect. Mulțumesc domnului manager pentru că relația a fost atât de strânsă încât în cadrul instituției, în cadrul unității administrative, documentele nu au întârziat nici măcar o zi. Dacă astăzi am avut o clarificare, astăzi s-a și dat răspunsul acestei clarificări la Ministerul care a finanțat această lucrare, care trebuie să spun în total este de 3,6 milioane de euro. Doamne ajută să facem un lucru de care oamenii au nevoie și după 22 de luni să stăm cu capul sus și să fim mândri că am reușit împreună să creăm un confort și un lucru normal până la urmă. Domnul manager, aveți treabă multă în următoarea perioadă? Și mai mult, adică? Și mai mult. Este o mare onoare și o mare responsabilitate, exact cum am vorbit mai devreme. Trebuie să vă spun că sunt extraordinar de încântat și de fericit pentru că domnul primar consideră spitalul cel mai important obiectiv al comunității. Îi mulțumesc și pentru faptul că ne acordă atenția cuvenită, dar și pentru faptul că este un capitan de echipă bun, care a condus această echipă către acest rezultat, finanțarea acestui proiect, care înseamnă destul de mult, este cel mai important proiect al Spitalului Municipal Medgidia de până acum, cel mai valoros, 3.600.000 de euro, însemnând, cum să spun, lucruri extraordinar de importante pentru securitatea, siguranța și confortul pacientului. Doriți să detaliez? Da. Deci înseamnă... el este un proiect de eficientizare energetică a instituțiilor publice. Asta însemnând schimbarea sistemului de încălzire, conducte centrală calorifere, sistemului electric, adică tot ce înseamnă conductori, lifturi, tot ce înseamnă conductori, tot ce înseamnă tablouri electrice, care în spital unele sunt din 1967, de când s-a făcut spitalul, vă dați seama că societatea a progresat, tehnica a progresat, iar noi acele tablouri țin aparatură de 20-30 de ori mai consumatoare decât acum 50-60 de ani. Mai înseamnă anvelopare și geamuri, mai înseamnă lifturi, care sunt foarte costisitoare și foarte greu de schimbat din punct de vedere financiar pentru un spital care este, ca toate spitalele, un pic subfinanțat, dar ne descurcăm. Deci lifturile, centrala termică,
Există și un modul pe peleți la al centralei, adică ai și o variantă de rezervă. Și odată cu asta am vorbit cu domnul primar și cu ajutorul Dumnezeu probabil o să găsim finanțare să reabilităm și ce înseamnă pardoseală, adică să punem un tarchet, un linoleum din acesta antibacterian, care să n-alunece, să fie mult mai sigur pentru pacienți, să poată fi ușor de dezinfectat, să schimbăm ușile care sunt din 1967, unele din ele, să zugrăvim și acest spital să arate ca unul modern care să inspire siguranță, securitate și încredere pacienților, care sunt cetățenii ai municipiului Megidia și al localităților limitrofe, de care trebuie să ne pese și pe care trebuie să-i servim.